Capitolul 9. În ziua a opta, Moise a chemat pe Aaron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel. Și a zis lui Aaron: ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot, amândoi fără cusur, și adu-i înaintea Domnului. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: luați un țap pentru jertfa de ispășire, un vițel și un miel de un an și fără cusur pentru arderea de tot. Un taur și un berbece pentru jertfa de mulțumire, ca să-i jertfiți înaintea Domnului, și un dar de mâncare frământat cu un de lemn, căci azi vi se va arăta Domnul. Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise. Și toată adunarea s-a apropiat și a stătut înaintea Domnului. Moise a zis: să faceți ce a poruncit Domnul, și vi se va arăta slava Domnului. Moise a zis lui Aaron: apropie-te de altar, adu-ți jertfa ta de ispășire și arderea ta de tot, și fă ispășire pentru tine și pentru popor. Adu și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a poruncit Domnul. Aaron s-a apropiat de altar și a junghiat vițelul pentru jertfa lui de ispășire. Fiii lui Aaron i-au adus sângele la el. El și-a muiat degetul în sânge, a uns coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului. A ars pe altar grăsimea, rărunchii și praporul ficatului de la vițelul pentru jertfa de ispășire, cum poruncise lui Moise Domnul, iar carnea și pielea le-a ars în foc afară din tabără. A junghiat apoi arderea de tot. Fiii lui Aaron i-au adus sângele la el și el l-a stropit pe altar de jur împrejur. I-au adus și arderea de tot tăiată în bucăți, cu cap cu tot, și le-a ars pe altar. A spălat măruntaiele și picioarele și le-a ars pe altar deasupra arderii de tot. În urmă a adus jertfa pentru popor. A luat țapul pentru jertfa de ispășire a poporului, l-a junghiat și l-a adus jertfă de ispășire, ca și pe cea dintâi jertfă. A adus apoi arderea de tot și a jertfit-o după rânduielile așezate. A adus și jertfa de mâncare, a umplut un pumn din ea și a ars-o pe altar, afară de arderea de tot de dimineață. A junghiat apoi taurul și berbecele ca jertfă de mulțumire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus sângele la el și el l-a stropit pe altar de jur împrejur. I-au adus apoi grăsimea taurului și a berbecelui, coada, grăsimea care acopere măruntaiele, rărunchii și praporul ficatului. Au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor și el a ars grăsimile pe altar. Aaron a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului, piepturile și spata dreaptă, cum poruncise lui Moise Domnul. Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a pogorât. Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta. Au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ.